Iată însă că motiv de sărbătoare a fost încă de aseară, pentru că s-a deschis târgul de Crăciun din Piața Constituției, accesul este gratuit și ca în fiecare an există meșteșugari care vând mâncare tradițională și internațională. Există și activități pentru copii care pot lăsa scrisori la casa lui Moș Crăciun. În prezența a sute de oameni, iluminatul festiv la târgul din Piața Constituției a fost aprins de 3 elevi medaliați cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică. Târgul îi așteaptă pe bucureșteni în fiecare zi până în 26 decembrie. Există alte activități pentru copii, există ca în fiecare an meșteșugari care vând diverse lucruri, există mâncare și tradițională și internațională, e un loc în care oamenii se simt bine, suntem bucuroși. Ce bucate tradiționale vrea să încercați în seara aceasta? De la fasole cu cârnați încolo, da. Edilul Capitalei a dat și câteva detalii despre beculețele puse pe bulevardele principale. Nu mai suntem la nivelul 2018-2019, pentru că încercăm să facem un echilibru bugetar, dar mult mai multe decât anul trecut. Adică anul trecut le-am pus doar pe cele pe care le aveam deja cumpărate și am plătit doar cam 2 milioane de lei pe instalare. Anul ăsta am pus tot așa vreo 2 milioane și ceva pe instalare și încă 5 milioane pe cumpărare. Deci o să fie mult mai multe decât anul trecut, dar nu trecem măsură.